În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Iubiți credincioși, iată-ne în miezul verii, iată-ne lângă mare și iată-ne în săptămâna a noua de după pogorârea Duhului Sfânt, o săptămână, o duminică în care Sfinții Părinți au rânduit a ne provoca puțin la malul mării. Și spune Sfântul Evanghelist Matei că într-una din zile Mântuitorul a silit pe ucenicii care erau cu el în corabie să treacă de cealaltă parte a mării ca să învețe mulțimile. După ce a învățat din corabie mulțimile, a poruncit din nou ucenicilor să-l ducă, să-l lase pe țărm pentru ca să se urce în munte ca să se roage. Și după ce l-au lăsat acolo, ucenicii s-au întors pe mare cu corabia, dar s-a iscat o furtună, spune Sfântul Evanghelist Matei, vântul le era împotrivă, de s-au spământat așa de tare, încât au strigat, Doamne, ajută-ne! Și Mântuitorul, venind de la rugăciune din munte, a venit la ei pe ape. Și ei, văzându-l de departe, s-au spământat și au crezut că este o nălucă. Și Sfântul Apostol Petru, ca cel mai în vârstă decât toți, a avut îndrăzneala și a spus, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Și Mântuitorul i-a spus, vino. Și coborând, a pășit pe apă ca pe uscat și s-a dus pe Mântuitorul, dar văzând că vântul este împotrivă, a început să se înspăimânte și în acel moment s-a scufundat în apă și a strigat, Doamne, ajută-mă! Și Mântuitorul s-a apropiat, l-a luat de mână și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Iubiți credincioși, parcă marea aceasta în care Sfinții Apostoli și ucenici au constatat că vântul le este împotrivă, este nimic altceva decât marea vieții care ne înconjoară pe toți. Dialogul pe care Mântuitorul l-a avut cu Sfântul Apostol Petru parcă este un dialog cu fiecare dintre noi. Și iată că, deși nu este vorba de vreo parabolă sau vreo pericopă sau de vreun cuvânt de învățătură, cuvântul de astăzi se învârte parcă spre a ne învăța ceva, nu a ne povesti ceva. Ca să înțelegem mai bine că, de fapt, noi suntem cei care, înconjurați fiind de necazurile vieții, strigăm după Dumnezeu și după ce Dumnezeu ne răspunde, parcă am vrea să ne răspundă în felul în care știm noi că ar trebui să ne răspundă și parcă este astăzi o întâmplare ruptă din viața noastră. Se spune că odată un om s-a dus, cum se ducea el în fiecare lună, la frizerul său. Și din vorbă în vorbă, despre necazurile vieții, despre una, despre alta, l-a văzut că frizerul era foarte supărat. Și a spus, de ce e supărat? Și am ajuns la o concluzie. Care? Nu există Dumnezeu. Ai, cum adică? Păi ce, Dumnezeu, la atâtea necazuri cât se întâmplă? Păi dacă era Dumnezeu, cu siguranță că trăiam și noi altfel. Avea grijă de noi. Nu se întâmplau atâtea nenorociri, nu îi lăsau pe nenorociți ăștia să stea liberi și așa mai departe. Și bietul om n-a avut cuvânt așa rapid la el ca să-i răspundă, decât atât i-a spus. Și totuși eu cred că există Dumnezeu. Și după ce l-a terminat omul de aranjat, frizerul i-a spus, dar știi, eu rămân la concluzia mea, nu există Dumnezeu. Foarte supărat. Foarte pe gânduri a ieșit cel în cauză din frizeria lui, dar cum a ieșit, a dat cu ochii de un, așa zis, boschetar, cum se mai întâmplă, să mai dăm și noi cu ochii de unul sau de altul, mai ales acum vara, când nu se mai ascund în canalizări, ies pe stradă. Și când l-a văzut, parcă i s-a luminat privirea. A pus mâna pe el și l-a luat și l-a dus în frizerie și a zis, uite ce băi nene, nu există frizeri. Păi cum adică nu există frizeri?
Păi nu există frigider, că dacă ar exista frigider, ăsta ar mai fi netuns. Deci cum adică nu există frizer când eu însumi sunt frizer? Da, am eu vreo vină că nu mă caută lumea ca să-i aranjez? Deci așa e și cu Dumnezeu, i-a răspuns celălalt. Are Dumnezeu vreo vină că lumea nu-l caută și el totuși există? Iubiți credincioși, cam așa se pune problema și cu noi. Întotdeauna când dăm de un necaz, încercăm să spunem, da, unde e Dumnezeu? Unde era Dumnezeu când a făcut cutare? Unde era Dumnezeu când s-a îngăduit nu știu ce lucru? Păi dacă noi nu l-am căutat, Dumnezeu era exact acolo unde trebuia să fie. Și așteaptă, așa cum zice Mântuitorul, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă va deschide cineva, voi intra împreună cu el. Dar noi dacă ținem ușa încuiată, bineînțeles că putem să tragem diverse concluzii, inclusiv putem să găsim și în Sfânta Scriptură argumente pentru inexistența lui Dumnezeu. Pentru că în Psalmul 52 se spune la versetul 7, nu există Dumnezeu. Dacă scoatem din context și ne oprim aici, cam așa scrie. Decât că în continuare zice, zis acel nebun în inima lui. Adică n-a zis frizerul, dar cel nebun poate să fie oricine. Iubiți credincioși, lângă Marea Galilei, în care ne aflăm astăzi, învățăm care este relația noastră cu Dumnezeu. Relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fie una activă. Dacă Dumnezeu ne-a dat 2 talanți, trebuie să facem cu ei 4, nu trebuie să facem 10, nu trebuie să facem 100, dar nu trebuie să îi îngropăm. Și fiecare dintre noi trebuie să-și caute care este misiunea pentru care a fost lăsat într-o anumită situație. Se spune că odată un pastor a fost trimis de către mai marii săi, într-o localitate cu oameni foarte vicioși, oameni foarte răi și oameni pe care nimeni nu putea să-i schimbe. Dar el a venit că misiunea lui era să-i schimbe și așa a crezut el că de-aia l-au trimis superiorii lui ca să-i schimbe pe oamenii aceia. Și după ani de zile și-a dat seama că nu-i poate schimba. Și totuși el vorbea în continuare până când unora li s-a făcut milă de el și a spus, nu vă supărați pe noi, dar aveți cuvânt, aveți viață deosebită, duceți-vă în altă parte, nu vedeți că aici la noi nu se schimbă nimeni? Ați ajuns să vorbiți în pustie, degeaba, nu vă ascultă chiar nimeni? La care el foarte senin s-a întors și le-a răspuns, vă mulțumesc că vă gândiți la mine. Dar să știți că atunci când am venit aici, eram sigur că vă pot schimba pe toți. Dar în timp mi-am dat seama că nu pot schimba pe nimeni. Și atunci el zice, atunci la ce mai strigați cuvinte așa de frumoase și le aruncați înaintea unor oameni care nu le ascultă? Da, pentru că trebuie să strig în continuare ca nu cumva să mă schimbe ei pe mine, dacă n-am reușit eu să schimb pe ei. Iubiți credincioși, întotdeauna relația noastră cu Dumnezeu trebuie să treacă pe aici, prin înțelegerea misiunii noastre. Dacă ne-a trimis Dumnezeu într-un loc și noi constatăm, să zicem așa, după multe, multe încercări, că nu putem să împlinim misiunea pe care am primit-o, trebuie să ne dăm seama că misiunea pe care am primit-o nu era pentru celălalt, era pentru noi. Dumnezeu îl trimisese pe pastorul acela ca să rămână în mijlocul lupilor fără să înceapă să urle ca ei. Târziu, când și-a dat seama omul că aceasta este misiunea, a procedat în consecință, adică n-a tăcut atunci când simțea că vorbește degeaba. Și noi, de multe ori, ne ducem la serviciile noastre, de colo-colo, și vedem că nu a luat niciodată exemplu de la noi cel care aveam pretenția să ia exemplu de la noi. Să fie puțin mai bun, să fie mai îngăduitor sau să fie mai atent. Inclusiv n-a învățat cel de lângă noi că dacă îi scapă vreo hârtie pe jos, o ridice. Și i-am sus odată de 2 ori, de 3 ori, de 10 ori și ne întrebăm până când? Până când să constatăm că nu ne-a schimbat acela pe noi, ci noi suntem în mijlocul lupilor tocmai ca să nu urlăm și noi ca ei. Iubiți credincioși, acesta este cuvântul pe care Sfântul Apostol Petru l-a primit astăzi. Când a spus puțin credinciosului, a zis Mântuitorul, pentru ce te-ai îndoit? Adică, haideți să vă spun, să nu credem că Petru nu avea credință. Imaginați-vă un om care
vede pe cineva pe apă și cere de la el, dacă ești tu, zi-mi să vin pe apă. Ați avea curajul să pășiți pe o mare agitată și să spuneți, dacă mi-ai zis că ești tu, eu vin la tine? Vedeți câtă credință a avut Petru atunci când a pășit pe mare, a pășit pe apă și a început să meargă. Așa suntem și noi. Când avem vreun necaz și îi cerem lui Dumnezeu să ne ajute, imediat simțim o putere în noi și mergem mai departe. Dar până când mergem? Acest până când face diferența între oameni. Acest până când ne așează pe unii de o parte și pe alții de altă parte. Adică pe cei care se aprind așa ca focul de paie, pentru că sunt și din aceștia care, dacă află că nu știu care a citit vreo 40 de zile un acatist și gata, și-a rezolvat problema, începe și el. Începe și citește. O zi, două, trei, până la aproape 20, după care începe să se plictisească. Ori vede că nu s-a împlinit ceea ce vrea el să se împlinească, ori nu are răbdare suficientă să numere până la 40 de zile să facă ceea ce și-a propus și focul de paie s-a stins. Atunci când nu mai pui nici gaz și nici paie, se stinge. Diferența însă între noi o face insistența. Dacă Sfântul Apostol Petru ar fi mers până la Mântuitorul să-l ia el de mână pe Mântuitorul, cu siguranță că s-ar fi întors amândoi în corabie, tot pe mare. Dar el a început să se îndoiască. De ce să se îndoiască? A văzut că este vântul împotrivă. Exact cum am spus, dacă la rugăciune ne îndeamnă Mântuitorul să insistăm, noi când vedem că mai mult s-au speriat cetele răilor de lângă noi și după ce am făcut primele 2-3 săptămâni de canon, ne merge și mai rău, începem să ne îndoim. Mă, o fi bine, n-o fi bine? Chiar îmi aduc aminte, odată eram pe strada noastră, stătea și un dulgher care lucra toată ziua cu abricul, cu tot felul de scule ascuțite. E adevărat că mai avea degetele ciuntite și îi spunea omul acela lui tata: băi, domn învățător, mă atavă că te duci la biserică mereu. Zice, eu niciodată nu m-am închinat. Niciodată n-am zis vreo rugăciune. Și să știi că sunt acasă mea, am și eu copii ca ta, pe la școli, nu e o problemă. Și se întâlnește peste un timp cu el. Zice, am pățit-o, domn învățător. De ce? Zice, odată mi-a venit mie așa să mă închin și eu, ca ta sau ca alții. Zice, cum m-am închinat și am zis, Doamne ajută? Primul lucru pe care am făcut, în loc să pun mâna pe scântură, am pus mâna direct pe un abric și mi-a luat ultimile două degete. Și întreba de ce? Păi, domnule, în momentul în care vrei să schimbi modul de viață și vrei să accepți existența lui Dumnezeu, trebuie să te pregătești să intri într-un război. Așa cum ziceau frații noștri latini, si vele pacem parabelum. Dacă vrei pace, pregătește de război. Păi, ma ta, crezi așa că dacă te închini, nu superi pe nimeni? Trebuie să fim și noi foarte atenți. Închinarea aceasta a fost primul și al doilea pas pe care Sfântul Apostol Petru l-a făcut către Mântuitorul. Așa facem și noi. Cu semnul Sfintei Cruci începem o rugăciune. Dar după ce începem această rugăciune, suntem în stare să o ducem până la capăt? Dacă nu suntem în stare să ne asumăm, trebuie să știm că războiul începe și atunci când noi avem intenții bune. Atunci când Sfântul Apostol Pavel, Petru, a avut intenția de a-l aduce pe Mântuitorul în corabie și a le arăta celorlalți frații săi că într-adevăr nu este o nălucă, a fost intenția bună. Omul a vrut să le demonstreze, uite băi că nu ni s-a părut și mă duc la el și l-aduc în corabie. Aceasta este intenția noastră când vrem să facem ceva. Dar când vedem că vântul ne stă împotrivă, când vedem că șeful după atâtea rugăciuni ale noastre încă nu ne lasă în pace, când vedem că cel de lângă noi vrea să ne ia scaunul și mai departe, bineînțeles că intrăm în panică. Și panica aceasta ce face? Ne face să ne afundăm. Ne ducem la fund, dar așa în mersul nostru către adâncuri ne strălucește rugăciunea și zice,
Doamne, ajută-mi! Și atunci, cu siguranță că Mântuitorul vine, ne ia de mână, nu ne trage de urechi, dar ne zice, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Adică dacă tot ești credincios, vezi că nu l-a făcut necredinciosule, puțin credinciosule. Asta înseamnă că Dumnezeu așteaptă de la noi să ne înmulțim credința. Știți că și Sfinții Apostoli, când s-au rugat lui Dumnezeu, s-au rugat, înmulțește-ne, Doamne, credința. Vă imaginați că dacă Sfinții Apostoli au cerut asta, noi cu atât mai mult. Iubiți credincioși, și cred că duminica de astăzi este o duminică în care, plecând spre casele noastre, să ne dăm seama că suntem datori a vedea care este misiunea noastră. Misiunea noastră nu este numai atunci când o aflăm în lucruri bune sau în lucruri grozave pe care le-am săvârșit, ci misiunea noastră se află și acolo când nu prea înțelegem din prima ce se întâmplă cu noi. Și dacă avem vreun necaz, să știm că misiunea noastră este să trecem peste acel necaz. Misiunea noastră nu este să-i schimbăm pe ceilalți, ci să ne schimbăm pe noi înșine. Noi care ne-am rugat, Doamne, schimbă-l pe șeful, adu unul mai bun, un alta, aflăm că, de fapt, nu șeful trebuie schimbat, ci noi. Noi care să fim ceva mai atenți cu cei din jur, noi care trebuie să fim atenți chiar cu noi înșine, pentru că dacă vrem să mergem până la capăt pe mare, adică să facem lucruri supranaturale, lucruri peste fire, trebuie să mergem până la capăt. Imaginați-vă că dacă începem un mers pe mare, ne putem înneca dacă ne afundăm. Așadar, duminica de astăzi este una în care să ne angajăm cu totul. Dacă mergem numai până la jumătatea drumului, e adevărat că Dumnezeu își face milă de noi și ne mai ia de o aripă și ne aruncă din nou. Dar noi știm că pe malul celălalt nu putem să ajungem altfel decât pe apă. Dacă rămânem în corabie, nu facem altceva decât să rămânem în calea noastră. De aceea rugăm pe Bunul Dumnezeu în duminica de astăzi, o duminică deosebită de la malul mării, să ne ajute să mergem până la capăt, cu credință, cu perseverență, cu dragoste și cu tot ceea ce ne dă Dumnezeu. Dacă ne-a chemat Dumnezeu și ne-a îngăduit să venim la El, așa cum i-a îngăduit lui Petru, vino, i-a spus, dacă acesta a vrut să vină la El, cu siguranță că ne dă și posibilitatea să ajungem până la El. De acum înainte, Dumnezeu ne-a arătat că chiar dacă vântul ne stă împotrivă, chiar dacă privirile celorlalți ne sunt piezișe, Dumnezeu ne așteaptă pentru că El ne-a spus, bine, vino la mine. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.